zis că nu te poți atinge cât e scump. La Kaufland, în Germania? Da. E mai scump ca și la noi în România. Arată-i mă, Lobo, dacă le te mai pom, arată ce-ai făcut de mâncare. O venit omul după miros. O venit omul. O mai rămas de ieri. Contă de șopârlă. Ce? Șopârlaca mai baro. Contă de șopârlă dată în, în zoft de rouă. Zii! Ce vă? Și cartofii de unde? Pune-i lobă, din ce țară? Kurdistan. Din Kurdistan. De acele numai tu știi găti. Din Kurdistan. Așa e? Așa e că tu ai gătit. De? Nu, omule, mă. Dar cine au gătit? Și acolo astea le gătești. Auzi. Nu am zis să ceva. Oare i-ar place la câine în cea Kurdistan? Ar mânca câinile în cea gurile. Nu mănâncă de aia asta el ca să ciumurlește. Serios, bă! Vii! Da. Ce tătăle ță mondialul? Ce l-ai făcut? Ăsta? Dar păi eu tai porci. Dar nu trebuie să tai porci ca să faci cârnați. Nu, mă, ce lărie și ziei ce-ți trebuie. Nu, este aici jos. Păste drum. Da? La ăștia, cum-i cheamă? Ăștia de jos. Aci, la prăvălie asta? Aia, poți de un cum treci din bloc. Da, da, cred. Nimeni greață de cărnați. Boși un pic. Nu stășirea. Ha? Nu, precis? Nu, că nu-s gravidă. Ai o să-și ducă la fete. Ce? Ai o bucată să ducă la fete. Tai cu cuțătul aici. Pune omule, să nu te ciurmule, să pățăși ceva. Nu te vezi de treabă, că nu-ți dea ceva. A, dar tu un cuțut ce tășa te bine cuțătesc acolo. Ce cuțut că căutați? Care taie. Care taie, taie acolo pe dungă. Încă era să-l pui tot înapoi. Gata, taie. Pune-l în ceva din ăla. Auzi, ăsta nu mai așa în ea ni finesc cu cât un pic la gustuleală. Bucă să nu stă dintr-o dată. Dar ce cărnați? Da? Făcut din ce? Înzestrat cu puteri supranaturale. Aleu. După ce nu-și de două ori din cărnațul ăsta, nu, la aia te gândești, de ce? Îți trăiești să-i electroșoc ca la petrică? Nu. Dar ce, la petrică e dar nu. Tu te vei fi înzestrat cu puteri supranaturale. Nu, muși de două ori din cărnați și vorbești cu câinile, pe limba lui. Îl înțelegi, tatatat. Te schide, Liană, să nu se răspindească omul să zică să-i iau cu soț. Iai, Doamne, iai. Da. Înțelegeți, bă, mă, oameni, bă? Da, da. De zici că e scumpă mâncarea în Germania. Ha? Am zis, unde? La ăsta, nu la Kaufland? Nu e rentabil să meargă pe să... Pe copilul tău nu știe să nii. Bagă o bucată de carne pe o parte, o bucată după aia la tu și cumpără o pâine. Și iasă cu carnea. Băi... Du-te, explică la Răzvan așa ceva. Vezi ce nu, zice. Nu vrea. Ba da. Ala lucră, are bani. Și deci dacă ai lucrat în poliție, cum să se mai vrea copilul? Să cheme? Da, da. Vine aia acasă, îi povesteai la copil că eu arăța pe aia, pe aia, că o fura și o zic copilul, decât să mă aresteze. Dar dacă le ziceai, dragul tate, o fura și le-o dat drumul pe partea aia altă. Mm-hmm. Zicea copilul și mie dă drumul. Și îl învățam un lucru bun, știi? Păi, dar nu? Să trăiască în viață. Da. Dar, doamna, ce face? Dar întreabă-o când o vezi pe scări. Nu, zic, mai lucra acolo. Doar acolo, e la servici. Unde? La... la... Ăsta cum îi zice? Polus. La viv. La vivo am un... Păi te-ai venit tu să-mi bagi mie cu din ăsta, cum îi zice logo, cu Black Friday. A
Ai venit să mă să te faci reclamă și la televizor și la... Lasă-mă, mă, să cumpere proștii de acolo, mă. De la Black Friday. Eu nu cumpăr de acolo, că le scumpește înainte și le pune iorbul la prețul din trecut. Aia numai pensionare știu, că ei să duc, citesc prețurile și după aceea vin și zic, da, doamne, da, zice... Acum două săptămâni, zice, era la prețul ăsta. Si? Că sunt de aici care văd de un hotel și vine cu un l-am rezolvat.